Nu doar actorii de la Hollywood primesc stele pe alea celebrităților, ci și personalitățile Brașovului. Totul la inițiativa unui consiliu de onoare al orașului, care până la vară va alege mai mulți brașoveni care vor primi o stea pe alea celebrităților autohtonă, ce va fi amplasată în Parcul Titulescu. Consiliul de onoare al Brașovului s-a întrunit pentru prima oară la finele săptămânii trecute. 40 de personalități ale orașului vor face nominalizări pentru a alege pe cei care se vor regăsi pe alea celebrităților. Un gest de recunoștință față de personalitățile, cele mai multe dintre ele cu nume de rezonanțe internaționale, care fie s-au născut în Brașov, fie au trecut prin Brașov și au lăsat amprente onorabile. Criteriile de nominalizare a personalităților ce vor primi o stea pe alea celebrităților de la Brașov sunt diverse, însă fiecare dintre membrii Consiliului caută ceva aparte. Vreau să merg pe aceeași idee pe care am mers întotdeauna, pe partea de pasiune și pe partea de performanță într-un anume domeniu de care este pasionat. Un CV excepțional din toate punctele de vedere, ca și activitate, și criteriul de bază să nu fie implicat politic. Prima stea va fi amplasată pe alea celebrităților în luna iulie a anului viitor. Doamnelor și domnilor, o să discutăm despre alea celebrităților în această seară cu omul care a avut ideea, mai bine zis cu unul dintre promotorii acestui proiect. De la grupul Iubim Brașovul, Eugen Târnovan este prezent în studio în această seară. Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Un proiect inedit pentru Brașov și de ce nu ar putea fi un exemplu pentru celelalte orașe din țară, însă dincolo de toate m-ar interesa ce șanse de a se finaliza acest proiect există în momentul de față. Este un prim proiect această alee, pentru că toată lumea ne-a întrebat cine acordă stelele și cine le primește. Asta este întrebarea tuturor. În alt context știm. În alt context știm. Nu știu, vreau să vă precizez că noi ne-am gândit să avem într-adevăr oameni de elită care să se gândească cine și cum primesc aceste stele. Adică acest consiliu este, componența lui are undeva, sunt aproape 40 de persoane, dar sunt din toate categoriile de acțiune, dacă pot să le spun așa, de la profesori, artiști, plastici, muzicieni, inclusiv reprezentanții instituțiilor publice, dar nu oameni politici. Nu că am avea ceva cu oamenii politici, nu, avem nevoie și de ei, dar în acest context, deci eu zic că societatea civilă trebuie să fie reprezentată. Spuneți-mă o personalitate care, fără niciun dubiu, ar putea face cinste acestei alei și, bineînțeles, nu ar avea nimeni nimic de comentat în condițiile în care va fi acolo. Da, aici sunt mai multe propuneri, sunt undeva, propunerile, adică lista este destul de mare, sunt undeva la 2000 de personalități, chiar 3000. De ce? Pentru că avem inedit față de Walk of Fame-ul, de unde ne-am inspirat, putem să spunem la așa, Hollywood, da? De la Hollywood, având în vedere că noi vrem să-i cinstim și pe cei care încă sunt în viață. Aici puțin va fi o problemă dacă stăm să ne gândim. Aici analiza va fi puțin mai delicată. În condițiile astea se pare că nu va ajunge o alee, s-ar putea să aveți nevoie de un oraș întreg. Da, nu. Sistemul este foarte clar. O dată sau de două ori pe an, încă nu s-a bătut în cuie, se vor aloca cel mult 6 stele. Deci acest proiect este anual, dar vor fi numai 6 stele maxim, adică 3 vii și 3 care nu ați mai sunt între noi. Ați luat în calcul varianta în care acordați o stea unei personalități în viață, da? Și aflăm peste un an de zile că îi bate DNA-ul la ușe. Nu se pune și a găsit-o cu ceva probleme. Da, nu se pune problema de DNA sau de alte nu se știe. Zone. Da, noi sperăm să nu se pună problema în cazul acesta, pentru că noi o să analizăm foarte bine CV-ul respectiv și nu vor fi personalități care s-au remarcat doar în această perioadă tumultoasă a Brașovului și a țării. Bun. Ce ecouri a strânit proiectul vostru? Care sunt primele semnale care le aveți în acest moment? De admirație și mai mult decât atât, vreau să vă spun că membrii care au
venit la prima întâlnire, se știau în principiu de 90%, adică între ei se știau ca și nume, dar am reușit să-i aducem la masă și să se întâlnească și să-și pună gândurile și, într-adevăr, am intrat și în dezbaterile proiectului. Încă o dată vreau să precizez că acest Consiliu de Onoare al Brașovului nu se oprește aici, deci Alea este un prim proiect. De aici încolo, acest Consiliu de Onoare va fi de sine stătător și va reprezenta societatea civilă. Dânșii vor decide când, cum și în ce modalități se vor face alte proiecte și vom vrea să fim o voce foarte, foarte puternică pe plan local și județean pentru toate proiectele ce țin sau ating societatea civilă. Dacă nu mă înșel, un astfel de proiect nu există în momentul de față și în București? Este în București, numai că este copy-paste. În ce sens? Este copy-paste celor de la Walk of Fame, arată la fel, toate sunt, stelele sunt la fel, sunt încastrate în pavaj. La noi încă nu s-a decis dacă va fi, care va fi soluția optimă, vor decide cei care, într-adevăr, arhitecții orașului, se va face. Am înțeles, și un, deci nu aveți o formă în momentul de față care va contura acest proiect. Nu, este o formă, dar nu vă putem da publicului larg. În iulie anul viitor va fi spus totul. Noi sperăm să ajungem să, într-adevăr, aceste stele să reprezinte, într-adevăr, pe cine merită să fie acolo. Credeți că va strâni cumva invidia celor care și-ar putea imagina că pot face parte de o astfel de categorie, de pe o astfel de alee? Da, au fost mai multe discuții pentru că și e bine și vă mulțumim că ne-ați invitat ca să și subliniem acest lucru. Consiliul de Onoare nu își atribuie stele. Deci toți membrii din acest Consiliu de Onoare nu vor avea nicio stea. Sperăm cât mai mult să ne bucurăm de fiecare dintre cei care sunt în acest Consiliu. Și acest Consiliu vor aloca alte stele către altor personalități. Acum noi am reușit cât de cât să-i aducem la o masă și să încercăm să revitalizăm societatea civilă. Într-adevăr, nu putem să-i avem pe toți, pentru că vă spun că selecția cât de cât a celor care sunt acum în Consiliu a fost destul de greoaie. De ce? Pentru că am întâmpinat o singură mare incompatibilitate, că toți suntem obișnuiți la știri să vedem acest lucru. Să fie într-un partid politic sau să fie susținătorul unui partid politic ca și activist. Și acest lucru este incompatibil. Am înțeles. La cei care sunt în administrația publică locală și fac parte și dintr-un partid politic, nu se pune problema. Da. Am înțeles. Ați discutat, bănuiesc, acest lucru și cu autoritățile locale, cu Consiliul Local, cu primarul Brașovului? Da, nu, a fost doar o discuție cât de cât civilizată. Eu spun că nu va fi o problemă, pentru că până la urmă, exact cum este firesc, de la societatea civilă trebuie să plece spre primărie și nu de la primărie către societatea civilă. Aici este schimbarea de mentalitate. Adică noi dorim să facem un proiect și venim în întâmpinarea primăriei cu, nu numai primăriei, că aici pot să fie diverse instituții publice. Dar la acest capitol, în momentul de față, sunteți siguri pe toate avizele și tot ceea ce înseamnă legislație pentru a putea, dați-mi voie să pun ghilimelele, lucra pe această alee? Consiliu are în componența lui un grup de lucru care va lua legătura cu toate aceste instituții și vor fi discuții aprofundate pe subiect. Adică noi o să avem o discuție cu toată lumea și nu cred că va fi o problemă în acest caz. Ați luat în calcul și situația în care într-o oarecare eventualitate s-ar putea retrage o astfel de distinție unei personalități care a primit-o deja? O să vor face anumite criterii, pentru că, cum v-am spus săptămâna trecută, doar Consiliul s-a întâlnit. Consiliul a stabilit că trebuie să facă anumite criterii. În aceste criteriile vor fi destul de numeroase și vom cuprinde toate aspectele, exact cum au fost criteriile de selecție a celor care sunt acum în Consiliu și așa de acum încolo vor fi criteriile care se vor duce către cine și cum va lua steaua.
Iar această stea este într-adevăr simbolică și onorifică și până la urmă trebuie să te să facă cinste Brașovului. Și venim cu un plus valoare, mai ales că toată lumea se pregătește de capitală culturală europeană și trebuie și noi să avem un singur lucru. Nu vreau să o legăm de această mare proiect în care sunt angrenate o grămadă de instituții, ONG-uri, ci doar să venim cu un puțin acolo să contribuim. Să contureze. Am înțeles. Există și o componentă financiară la acest proiect, fără doar și poate implică niște costuri. Cine le suportă, cum le... La fel, Consiliul va hotărâ. Nu, noi sperăm să găsim într-adevăr soluția cea mai bună. Așteptăm cu mare interes demararea acestui proiect. Sunt fer convins că n-ar avea nimeni nimic împotriva lui. Nu, este un proiect civic și până la urmă Consiliul de Onoare a Brașovului, după cum v-am precizat, nu trebuie să fie văzut decât ca un Consiliu de Onoare, un Consiliu în care anumite activități și anumite lucruri care se întâmplă în Brașov ar trebui și acest Consiliu consultat. Pentru că până la urmă în acest Consiliu sunt oameni care reprezintă pe segmentul lor într-adevăr o imagine. Vă dau un simplu, unul sau două exemple. Crina Coco Popescu, pe partea de segmentul de alpinism și inclusiv pe partea de tineret. Vă dau un alt nume de rezonanță, Florin Ionescu Galați, care iar este pe segmentul dânsului. Felicia Filip și mulți, mulți alții. Consiliul, într-adevăr, trebuie să este, după părerea noastră, este inacceptabil ca un oraș multicultural. Tiberiu Rot, iar vă dau Alina Ursu din partea romilor. Adică avem aici o largă paletă, inclusiv o să avem de la nemți, de la nemțași și de la, inclusiv de la comunitatea maghiară. Deci aici toată lumea este în acest consiliu reprezentată. Bineînțeles, acum o să fie și voci. Aveți și jurnaliști în consiliu? Da, avem și jurnaliști, într-adevăr, inclusiv blogări, că e un trebuie să avem. Înseamnă că este un consiliu deschis, transparent și este un consiliu deschis, transparent multifuncțional, și, ca să spunem, mult mai bine, binevoitor. Aici așa trebuie să se privească lucrurile. Am o întrebare. V-ați gândit cumva, poate orice idee, nu se știe niciodată, este binevenită, fără doar și poate, și de ce nu poate găsi soluția necesară? La aceste clădiri care, nu știu, în fond și la urmă noi trebuie să întâmple ceva cu ele. Aceste clădiri de patrimoniu, aceste clădiri vechi care există atât în Piața Sfatului cât și pe Alea Republicii și în alte zone ale orașului, fără doar și poate, trebuie cumva făcut ceva cu ele, să se găsească o formă, ceva pentru a putea fi recondiționate, renovate, păstrate cumva din punct de vedere arhitectural. Da, aici, într-adevăr, toată lumea spune că este și datoria municipalității. Fără doar și poate, Dar municipalitatea este aleasă și, într-adevăr, sunt reprezentanții comunității. Dar inclusiv și comunitatea, dacă vedeți, în toate filmele americane, se implică. La Brașov, comunitatea se implica până în anumiți ani, nu vorbesc de după decembrie 89, ci înainte chiar se implica și acest lucru trebuie să facem noi de acum încolo. Noi trebuie să ne implicăm și să ajutăm comunitatea și să ajutăm pe cei care sunt în fruntea instituțiilor publice, într-adevăr, să găsească și să aibă din piață, cum se spune, aceste probleme, proiecte și am alte și la urmă lucruri. O strategie trebuie să existe și la baza acestei strategii, orice idee, dacă este una bună, poate fi soluția salvatoare unor astfel de proiecte. Da, Consiliul de Onoare trebuia să existe. Consiliul de Onoare a existat acum 100 și ceva de ani într-o poieniță în Scheiul Brașovului. Ucenescu cu Andrei Mureșanu și alții se întâlneau tot așa. Te deja ai pomenit două nume pentru Alea Celebrităților. A vă dat seama? S-au întâlnit și au realizat imnul de stat din toate punctele de vedere. Vă dați seama ce se poate întâmpla. Într-adevăr, subliniez, este nevoie de toată lumea, este nevoie de tineri, pentru că
ei aduc un suflu nou, este nevoie de cei care sunt acum și lucrează pentru că ei ne țin și este nevoie și de cei care sunt în vârstă pentru că ei trebuie să ne spună ce s-a greșit sau cu ce experiențe putem să luăm de la dâns și ca să putem să mergem mai departe. Și e nevoie deci avem de caracter nevoie, ca să exact. Înțelegem că trebuie să ținem cont de sfaturi. Și este nevoie de toți. E nevoie de politic, e nevoie de societatea civilă, e nevoie de presă, de justiție și tot ce înseamnă ca un stat să funcționeze. Aici se rupe filmul. Într-unul din segmente, dacă nu există, atunci noi nu putem să mergem mai departe. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal și personal. Sper să văd acest proiect măcar demarat, că de finalizat îl finalizăm. Dacă s-a întâlnit Consiliul, sper că se va și demara și inclusiv se va și finaliza cu prima ediție, după care va fi anual. Deci proiectul Alea Celebrității este un proiect anual care va merge de acum încolo tot timpul. Mult succes! Mulțumim!